clasă, după cum vedeți, este o mare onoare pentru noi să găzduim un asemenea proiect, o asemenea activitate. Cum spunea și doamna Polifonea de mai devreme, eu nu pot reproduce cu totul cuvintele Dusei, dar șahul este jocul minții. Este foarte, a fost foarte interesant, chiar dacă mulți nu ați știut, dar eu zic că v-a motivat lucrul acesta și sunt convinsă că veți juca, începând de astăzi, o să jucați șah. În diferite ocazii, chiar pe telefonul mobil, dacă voi o să vedeți, aveți acest joc de șah. Fiecare dintre voi va primi o diplomă de participare, iar cei care sunt pe locurile câștigătoare vor primi chiar o cupă și medalii. Vă mulțumesc din suflet că ați venit la școală, v-ați făcut timp și ați venit la școală. Noi o să mai găzduim proiecte de acest gen. Deci ăsta a fost începutul, cam greu, dar personal foarte impresionat de tot ce am fost și de invitați și de doamna campioană. Și sunt convinsă că o să colaborăm. Dar sigur că o să mai veniți. Ne-am promis că o să vină. Dacă să vină mai des. Dacă ne așteptă copiii. Nu așteptați! Mai desigur. Da. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la acest concurs. Sper să fie, este primul și sper să nu fie ultimul. Să mai veniți. Eu vreau să mulțumesc doamnei directoarea școlii că mi-a acceptat să intrăm aici, să putem să colaborăm împreună cu dumneavoastră. Avem aici un oaspete cu totul deosebit, domnul primar din Exact. Să vă mai prezint pe domnul Gabăr, care este colaboratorul apropiat și, de fapt, realizatorul întregului proiect pe care noi acum îl desfășurăm la Rusca. Nu este domnul profesor? Nu știți. Nu știți. Dar știți ce vă rog foarte mult? Promiteți să faceți ceva. Să-l rugați pe domnul profesor să învețe șahul bine, 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 bine de tot, ca să vă poată ajuta să progresați. Îl rugați? Da. 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 Și acum, dacă îmi dați voi, aș vrea ca să începem cu premiera. Și dacă acceptați, să premiem acum pe cea mai tânără participantă, care are numai 4 ani, da? Și este aici lângă mine. Nu vrei să te uiți la copii? Da, uite copii. Prima este prima diplomă, să o dăm ei. Sunteți de acord? Da! Și eu am mult succes, da? Aș interveni puțin înainte de a începe prezentarea de premiere. Să vă mulțumesc foarte mult că ați venit la acest turneu care, din punctul nostru de vedere, a fost extraordinar. Vă promitem că vom veni și la anul, deci veți face aceeași etapă. Campionii care vor fi o să vadă mai departe etapa Moinist, etapa Bacău și finala națională pe școală. Și aș dori ca în această comună șacul să fie foarte mult iubit și chiar viitorii campioni ai României, la un moment dat, să nu fie o surpriză, că chiar din comuna dumneavoastră vom avea parte de un nume. Acum, înainte de această premieră, am o rugăminte, fără ajutorul colegilor mei extraordinari care au fost, deci, arbitri, cred că concursul s-a desfășurat atât de bine. Am o rugăminte să-i ascultați, că o să vă spună câteva cuvinte. Deci, să vă spun că am mers în toată România, dar copii mai convinți ca la Berești, ca la Balcan și ca la Scorțeni. Scorțeni n-am întâlnit. Mi-a plăcut că a jucat cu Bogdan Biciu,
ați învățat acum să mai dați și mar, că voi dădeați numai așa, cu totul. Dar acum, acum ați învățat, după ce s-a urmărit, mi-a mai dat și mar. Și vă doresc mult succes la învățătură, vă doresc să vă placă șacul și să continuați chiar când o să fie ca mine la pensie, să mergeți în vacanță sau în concediu, să vă duceți la un concurs de șac. Vă doresc numai bine și sănătate! Da, și eu îl completez pe Neabie, colegul meu, care e foarte simpatic și cred că l-ați apreciat cu toții pentru arbitrajul făcut. L-aș completa în loc de cuminții, aș spune copii frumoși și bine crescuți. Asta ați dovedit. E foarte important acest aspect. Deci, să spunem, în vremurile noastre, astea apar nu mai fi calități, dar să știți că ăștia sunt copiii care vor deveni cu adevărat oameni înădejde pe viitor. Și pe lângă acest aspect, să știți, mi-am adus acum aminte, în fond, pentru că primele participări ale mele la șac, bineînțeles, participam și la fotbal și la alergări, la cross, au fost tot în clasele a 6-a, a 7-a, deci în concursuri școlare. Să știți că influențează foarte mult aceste concursuri. Sper să mai aveți parte de ele pe viitor. Și, în orice caz, acest prim concurs să vă fi trezit interesul pentru acest sport minunat, pentru acest joc minunat, pentru că, indiferent la ce nivel o să ajungeți, șacul o să vă ajute în viață. În socializare, eu știu, veți căpăta cu siguranță un respect deosebit atunci când într-o anumită împrejurare veți dovedi că aveți cunoștințe de șac. Vă urez mult succes la șac, la școală și mulțumim pentru participare. Înainte de premieră, două cuvinte și vreau să le spun la copii, mai ales că... Domnul primar de la Tereștea. Nu sunt pentru prima dată în școală la voi, poate o parte dintre voi m-ați mai văzut și mai mari. Dar e o chestie pe care nu cred că o prindeți de multe ori în viață. Și anume să aveți lângă voi o mare, mare stră internațională, o campioană olimpică de 10 de ori, de 10 ori, și în același timp să fiți pionierii unui sport care cred eu că se va dezvolta în zona noastră. Împreună cu doamna Policron Iarde și cu domnul Dan, am hotărât ca în vară să, și cred că o să reușim să facem acest lucru, să participați la un festival al șacului la Tescan, unde o să aveți ocazia să vă întâlniți și mari campioni ai lumii. Și în același timp, acolo să vă desfășurați într-un mediu extraordinar, adică într-un parc deosebit cum este parcul de la Tescan. Vreau să mențineți lucrurile astea frumoase și să le aveți în vedere ca, în afară de ceea ce faceți năzdrăvăriți, să aveți și năzdrăvăriți de genul șacului. Felicitări, domnule director, pentru organizarea cazurilor didactice și sper ca lucrurile astea frumoase să se întâmple cât mai des în toate școlile noastre. Eu v-aș ruga să-mi permiteți că mai am ocup aici. Și m-am gândit foarte mult ce să fac. Dar să o iau eu. Dar să o dau, cui merită, nu? Ia să vedem dacă aș vrea să fac un mic test. Cui ați oferit voi, copilași, această jucă? Uitați-vă în jur, pe cine aveți. Doamne, ne-ai fărit! Bravo! Doamne, ne-ai fărit! Aș vrea să... prezentăm și câștigătorii. Sigur. O diplomă se acordă locul 3 de la clasele 1-2. Iată ei, profil Maria Raisa. Deci ai primit și locul 3. Raisa! Ne mulțumesc! Felicitări! Locul 2. De la clasele 1-2, prin poartă Loredana. Și stați aici, nu plecați la loc, stați în față. Locul 1 de la clasele 1-2, Cătaru Ioana.
Tarnu Ioana este și prima fetiță care câștigă concursul pe ansamblu. Ea primește și cupa și va reprezenta comuna la Moinești. Deci o fetiță și un băiat, da? În locul întâi, la clasele 1-2, Ionaș Ovidiu. Clasele 3-4, da? Locul 3, tu cu Cristina. Clasele 3-4, locul 2, Macaru Adina.